Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de League of Legends. Astăzi jucăm Evelyn în jungle și nu joc de pe contul meu pentru că s-a jucat fratele meu și acum am zis că joc și un match la el pe cont. Și astăzi jucăm cumva de pe un cont de Smurf. E contul lui care are level 28, jucăm Evelyn în jungle și hai să vedem. Ăsta, parcă se începea pe Evelyn, am mai jucat Evelyn din sezonul 5. Și nu mai știu cum e Mundo. Mundo, te rog, please, ajutor. Știu că i-au făcut un rework ceva sau să-i facă rework lui Evelyn. Chiar nu mai știu cum era cu Evelyn. Știu că era Q ceva sepi, domnul meu, ce face chiar? Activa, slow, nu știu ce, movement speed. Bun. Și eu ce face? Swifty attack, ok, attack speed, ok. Ultima ta mai țin minte ce făcea, aproximativ, of your current health, damage and slowing their movement speed, ok, slow și chestii. Știu că fac ăsta, după aia fac buții ăsta de slow, ăsta și avem așa vreo 6 item, păi să vând ăsta dacă e. Bun, facem așa, jungle, mid și bot, hai repede să facem grumpul. Știu că pot să spamez eu aproximativ, să joci Evelyn la Orf, mi-am aminte cum era. N-am mai fost acasă de vreo 5 zile și n-am putut să filmez. Și de-aia n-am mai filmat nimic de vreo 5 zile. Dar contează că acum sunt aici, putem să jucăm. Una alta, cu ce se face pe asta, dacă nu știu. All așa... Nu știu, hai să facem eu chiar. Bun, hai să zic ce știți să facă această Evelyn. M-am uitat puțin pe LoL Nexus. Băieții n-au mai mult de level... au level 28, 29... Mai mult de 30... Nu, 30 n-are nimeni mai mult de 28, 29. Da. Ia, hai să băgăm noi asta pe Quick Cast. Așa, așa, așa... Mamă, Evelyn e AP și e mai greu să joci un AP în jungle decât un AD, pentru că un AD versus un AP, dați voi seama, nici măcar lifesteal n-am, măcar lifesteal de aveam, m-a ajutat, dar așa, o să fie mai greu. Dar nu e imposibil oricum, pe Urf era foarte tare să joci cu Evelyn, pentru că o groază de damage, chestii. Aici trebuie să spamez Q. Gank, chestii. Băgăm un gank Rino. I think I go in. Mă bag. A, m-a văzut, nu, pleacă Radu. Păi bagă-te în ei! Mamă, ce om! Așa, hai că vin! Bag. De ce am făcut asta, Sunt first blood-ul. Bă, nu sunt. Da, nici mă nu mai am. Mamă. Ce nasol a fost faza asta. Lel. Lol. Hai, poate fac și ceva aici. Tam. Dar nu asta, măi. Măi, treci, măi, încoa, măi. Nu, a murit. Nu mor. Ok. Cum a murit? Ce s-a întâmplat? Dar nu-mi dau seama, cum a murit? Băi, înțeleg că-s bou. Și că nu mai știu să joc cu Evelyn, dar cum am murit la faza aia? N-am mai jucat de 5 zile, deci don't judge me, please. Oftic că n-am mai jucat de 5 zile lor și nu mai știu cum să joc. Dar nu înțeleg, m-am bătut ăla, chiar nu pot să-mi dau seama, nu știu. Așa, ăsta. What? Dude, am văzut mai devreme meciul lui fratele meu, avea Broma D.
Cum? E Brom AP. Era Brom full AD, frate. Mamă, frate, dar e greu cu asta în jungle, ești nebun. Fac să shoot Q, că nu știu. Nici mai am blow-up unde. Mamă. Că n-ai blue pass, e cam nasol. Poc, ai n-au jungler, poate blue liber. E acolo, spawnat. Uite-te, frate. Știu level 5-6 aici, eu am 4. Ce să fac repede scuttler-ul. Nu scuttler-ul, blue. Dar o să audă foarte rău în acest episod tastatura mea, pentru că e Evelyn jungle și pentru că Evelyn să spamez abilitățile, chestii trești. Așa, așa, perfect. Da. Și voi ce mai faceți, ce faceți, cum e viața voastră? Fost plecat, după cum am spus, am făcut paștele. Ah, da, Hristos a înviat. Cu paștile undeva, s-a plecat, de-astea. Nu ați făcut un vlog de acolo, doar că nu prea am avut când și nici chef, sincer. Și acum am revenit, fac un video, chestii frumos. Ok. Bun, filmăm de 7 minute, sper să-mi filmeze bine. Am mai jucat lui de vreo 5 zile, deci foarte posibil să joc prost. Și după cum a spus, sunt pe Smurf, Smurf între ghilimele. Mă joc și eu aici din când în când, contul frate meu. Și am mai puțin AP, e mult mai greu în jungle pentru că n-are rune, n-are rune deloc, n-are maestri complete, să mă apuc să-i fac rune și maestri, să am grijă de contul ăsta ca de un smurf. Ok, I'm done. Ok, eu mă spăr. Dar topul să cam fideze aici, nu-mi place că am jucat prost faza aia. Mă rog, sincer, nu prea vreau să fac acolo. Băi, Cristine, ne băgăm. Ai, firai tu că te urăsc, Timo, te urăsc. Nu încoace, vină încoace, Timo, vină încoace. Ai grijă acolo. Ok, dragă, trebuie asta. Ok, e bine. Mă duc și eu în bază. Că eu ciuper că pe acolo. A, trebuie să-mi iau ward-ul ăla. Nu, mai aștept la level 9 să-mi iau ward-ul ăla. Așa, pac, pac. Bun. E pușează acolo și nu-mi place. Mamă, cum s-au de calculator. Bă, pisiule, ho, hotat. Ok. Bun. Hai să vedem. Nu. Pleacă, că ești singur și ai level 5. Nu știu ca jungler am level 6 și e nasul rău. Mamă, dacă se te face veni full cooldown reduction, frate. Mă rog, poți să ai doar 40 cooldown reduction, dar totuși să ai Q undeva la 0.5. Nu știu. Poate o să facem și o serie de chestii gen off meta. I don't know. Mamă, fii antenă cum îl bat eu pe ăsta. Așa, spamându-l. Așa se face. Mamă, ce Q. Să mă, frate, luăm pace. Tu m-a ajuns pe mine? Aha. Îți place, mă, nebunule? Hai, mencă. Mamă. Nu, Timo, ai frate, Fizz, free kill, uite-l frate, free kill-ul, Garen, free kill, thanks Fizz, dar n-am să cer, mă gândeam și eu că o să dau de cineva mai bun, mai au loc de bad pe ăla, uite-l frate, free kill-ul acolo, cum nu-l bătesc pe ăla, fraților?
Îl bătem acolo, dacă a venit Timo. Hai, dă-i un Q. Mamă, ce Q. Vin, măi. Vino spre mine. Hai, că pot să-l bat și pe ăla. Dă-i, double kill. Frumos, gata. Bine, perfect. Dă-i Q. Q, atât. Q. Un Q. Încă un Q. Dă-i un Q. No, mi-e feri. Băi. Păi, dar cum a plecat așa repede, dude? Mamă, ce mă frică. Că nu înțeleg cum a plecat așa de repede. Bine că a rămas ăsta aici în viață. Bine că eu sunt unul cu doi. 1,5, dar se rotujește la 2. E bine. E prima oară când joc, știu cum. Quick Cast, am jucat pe Wolf, nu jucam Jinx pe Wolf. Și atunci am jucat și cu Quick Cast. În loc nu joc. În rest nu joc cu Quick Cast. Oh my god, trebuie să farmez. Am uite, știu. 3 farm în 12. Și mofti că n-am făcut kill acolo. Era gear în free kill, doar că cine să mă ajute și pe mine. Midul să mă aștept pe mine? N-a, niciodată, frate. Am nevoie de un blue urgent. Prea mult am nevoie de un blue în momentul ăsta. Prea mult. Ia, hai să facem un gankerinul ăsta pe aici. Ultimată Q, tot smite Q, perfect. Bine că topul pierdem prea rău. Oh my god. Top. Uite-te, frate, cum să pierzi un meci la minutul 13 cu tipii ăștia și în echipă și advers. Mamă, și adversarii sunt niște bombe atomice. Doar că nu știu ai mei să joace, că ăia n-are niciun mai mult de level. Au toți undeva la level 25-26, mai mult de 28 parcă n-avea niciunul. Dar oricum, cu echipierii mei sunt prea bombe. Că uite-te și tu, frate, tu 13 ăștia ne ajung în bază deja. Ce naiba? Eu nici smite-ul nu l-am. Ba da, hai, frumos, bun, dă-i. Du-te, fiz, ai dat flash-ul ăla ca la țară, la stână. Ai ce flash odată. Vai, ce brom. Vai, ce brom, mate. Brom, așa, brom. Nu, mai, de ce am făcut asta? O, mai las-mă, frate, baci. Du-te, frate, și las-mă. A fost bad rău faza asta. Ce să zic? Și-a dat ultimul cumva, tipul ăla. Perfect. Mamă, cum spam esta statura meciul ăsta. Da. Hai, repede, pușăm turnul ăsta, pușăm turnul. Hai să pușăm repede turnul ăsta. Te mă dă-i. Oh my god, nu, ok. Mă mori, ok. It's ok. Bun, am... Nu mai pot să-i ajut, am venit, i-am ajutat, am făcut double kill, m-am tirat. Fizz, mid. Oleo, Fizz stă și se distrează și așteaptă să-și refacă viața. Bun, am nevoie de ăsta, am nevoie de ăsta, nevoie de o leacă de viață.
și vin să ajut. Top. Bun. Fac raile eu pentru slow-ul ăla nesimțit. Și după aia totul e ok. Facem vagă raile eu și am slow nesimțit. Ia uite-l moșul ăsta, păi vine-o mâncoată. Mama, ce ultimată. Ultimata aia face tot meciul, aș putea spune. Fraților, de ce trebuie să car eu? Iar am jumate de kill-uri din... Mama, am jumate din toate kill-urile. Cine are cealaltă și jumătate? Nu știu, mai are Mundo 2, mai are Sivir 2 și asta încă 1. Neam. Blue chiar nu îi las, pentru că de Blue chiar am nevoie. Mamă, dar și ce nevoie am de Blue? Hai că mai aștept 5 secunde să spawneze Blue. Am nevoie și de bani mulți. Așa că o să mai spamezi așa buză ăsta? Da, pare rău pentru spam, dar n-am gust de joc altfel, Evelin. Că nu poți mereu când se face Q să apeși așa odată. Spamezi și tu abilitățile, eu nu așa joc. Evelin, că-s campion, nu-i spamezi. Pentru că nu prea are așa sens. Așa și campion. Nu neapărat. Depinde ce campion, că nu știu, Teemo sau nu știu, alt campion, nu prea sunt anumiți campioni care nu poți să joci așa, pentru că n-ai cum. Era ceva Evelin la Urf, dar n-am prins. Și n-am avut-o să joc. Că nu am cumpărat, e la free. Bine că vine și îmi dă slow. Bine că pe ăsta îl cheamă Cristi. Bine. Mamă, nasol faza asta. Toți în 6-3, tot ei ne-au pușat până la tureta de la Inhib, cam pe toate lane-urile, tot noi n-am pușat nicio turetă. Ce să pușeze și echipa mea. Team push, please. Ok, pare la 17. Bun. Try win team fights. Nu, stai să zic așa, don't go solo. Este singur el, niciodată nu-l așa decât un singur, niciodată să nu spun, niciodată nu-l așa decât un singur, bă, dar niciodată. E o mare greșeală să-l așa, adică un singur, asta e soarta. E prea mare greșeala să-l așa de un singur. Mamă, vină încoace, nu scap de mine. Dar nu te las eu să scap de mine. Bă, treci bă înapoi aici, că nu scap de mine, n-ai cum. Mă rog, are cum logic, doar că nu, n-am vrut să-l las. Spamam eu abilitate ceva, stai. Că blue-ul lor tot e... Așa, bun, o să fac redul să mai fac niște viață. Uite-l pe Brum, sal Brum ce face. Mai niște viață, Blue las acolo pentru că momentan am un Blue. Bun, 8-3, cărămeciu, mă rog, e smurf, n-ai să-i faci pentru că e smurf și băieți ăștia au level mic, sunt praf și nu prea au habar să joace. Nu că sunt eu mamă cel mai mester acum, să vezi, joacă Radu, Doamne, să las toată lumea de LOL, de ăstea, challenger sunt eu, nu. Gata, a murit. Mamă, cât damage poate să dea percuța aia, fraților. Asta e de ceva, ca să mă direct în bază, pe jos. Și mi-au ăsta și apoi am nevoie de tank, AP, 3 AP-uri, AD, un tank, buții și nu știu. Asta cred că o fac. Nu știu ce să spun. Mai degrabă fac așa. Da, vin și eu. Nu, stai să schimb ordine.
perfect. Vezi și aici la partid. Leu, trebuie... Need to kill Timo. Nu, să dau nu. Să nu rămâne neapărat pe Timo ăla, fraților. Prea nasol Timo ăla. A, nu, nu pot să mă bag. Chiar nu pot să mă bag pe ăsta aici, că o să mor rău, o să mor nasol. Și nu vreau, nu, mai bine nu. Mamă. Perfect. Mamă, stai că e broma pe. Bă, trece aici. Dă-te, bă, de aici. O să mă împaci. Slow. Na 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 na. He's the motherfucking Deagle Double G. Snoop Dogg. Na 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 na. Bun. Bă, hai să terminăm acesta, că trebuie să mă să mănânc. Ok, hai să vedem ce facem aici, așa, bun, o să fac blue. Ok. Am slow ăsta jegos de pe ăla, bun. Am slow ăsta nesimțit de pe Riley. Help me, man. Please. Hai, hai, ne băgăm pe-l toți. Putem să-l bădem. De pe fraier, de pe fraier. Mamă, gata, aici mori. Aici mori, fraiere, nu mai trăiești, obolanule. Bat creepy. Ok, aici așa. Să-mi iau blasting one-ul ăla. Imediat vin. Așa, imediat mai stăm puțin să-mi iau blasting guantul din, nu Riley, cum să nu știm ăsta, stai să-mi iau aminte, Liandry. Așa, hai repede, Liandry, după aia dacă mai apuc, după Liandry să-mi fac Lich Bane-ul, cred că, pentru că, a, da, movement speed, chestii. Cum am zis, îmi pare rău pentru spam, dar n-am ce să-i fac, așa se joacă caracterul ăsta. Uite-l, mă, uite-l, mă, uite-l. A, nu, 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 că mori aici, mori, mori, mori. Nu, nu, nu scap de mine. N-are ulti. Și-a dat flash. Să-l fac redum. Nu, 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 nu. Ia uite-l, mă, pe Timo, frate, uite-te la șobolanul ăsta. Hihi. Șobola. Ia uite-l, mă. Gă-gă, da, uite-l aici, șobolanul. E aici, îl cunosc. Bă, fraților, ăsta a fost și acest episod. Eu am fost Radu. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut acest episod și un coment. Iar noi ne revedem data viitoare.